a întrebat un bătrân dacă se folosesc cei care cer rugăciunile părinților, iar ei se lănevesc. Și i s-a răspuns, mult poate rugăciunea dreptului, precum este scris, însă care se face, adică aceea care se ajutorează de cel ce cere rugăciunea, păzindu-se cu toată osârdia și cu durere în inimă de gânduri și de fapte rele, că de va petrece cu nebăgare de seamă, de niciun folos nu-i va fi, chiar dacă sfinții s-ar ruga pentru el. Că unul zidind și altul surpând, ce au folosit fără numai osteneli? A adăugat încă și această povestire. Era un sfânt părinte al unei chinovii, împodobit cu toată fapta cea bună, dar mai mult cu smerita cugetare, cu blândețe, cu milostivirea către săraci și cu dragostea. Acesta se ruga mult lui Dumnezeu zicând, Doamne, mă știi pe mine cât sunt de păcătos, dar nădăjduiesc în îndurările tale să mă mântuiesc prin mila ta. Deci, mă rog bunătății tale, stăpâne, să nu mă desparți de obștea mea, ci împreună cu mine și pe aceea îi învrednicește împărăției tale pentru nespusa ta bunătate. Deci această rugăciune, neîncetat făcând-o, l-a încredințat iubitorul de oameni Dumnezeu în acest chip. Trebuia să se săvârșească pomenire de sfinți la o altă mănăstire, care nu era departe de dânsii, și îl chemau părinții acelei mănăstiri și pe el, împreună cu ucenicii lui, iar el se lepăda. Dar a auzit în vis zicându-i se să meargă și să trimită întâi pe ucenicii săi, apoi să meargă singur. Deci, ducându-se ucenicii lui, zăcea un înger în chip de sărac bolnav în mijlocul drumului. Venind ucenicii la locul acela și văzându-l văitându-se, l-au întrebat care este pricina. Iar el a zis, sunt bolnav și eram călare pe dobitoc, care trântindu-mă a fugit. Și iată, nu are cine să mă ajute. Iar ei au zis, ce putem să-ți facem, avo? Noi suntem pe jos. Și lăsându-l, s-au dus. Apoi, după puțin timp, a venit și părintele lor și l-a aflat zăcând și suspinând. Și înștiințându-se de pricină, i-a zis, nu au venit niște monahi și nu te-au aflat așa? Iar el a zis, ba da, au venit, dar neînștiințându-se de pricină, au trecut zicând, noi suntem pe jos, ce putem să-ți facem? Zisa lui Ava, poți să umbli puțin și să mergem? Iar el a zis, nu pot. Atunci Ava i-a zis, vino să te iau în spate și Dumnezeu ne va ajuta și vom merge. Iar el a zis, cum poți atâta depărtare să mă duci în spate? Mergi și te roagă pentru mine. Iar Ava a zis, nu te voi lăsa, ci iată piatra aceea, te voi pune pe dânsa și mă voi apleca și te voi lua în spate. Și așa a făcut. La început îl simțea că este greu, ca un om mare, apoi se făcea mai ușor, tot mai ușor, încât se minuna cel ce îl purta pe spate. Și deodată s-a făcut nevăzut. Și a venit un glas către el. Pururea te rugai pentru ucenicii tăi să se învrednicească împreună cu tine de împărăția cerurilor. Și iată că altele sunt măsurile tale și altele ale lor. Deci fă-i și pe ei să vină la lucrarea ta și vei dobândi cererea,
căci eu sunt dreptul judecător, răsplătind fiecăruia după faptele lui.